Un proiect de hotărâre suplimentar introdus la începutul ședinței pe ordinea de zi a fost motivul schimbului de replici dintre vicepreședintele Cristian Marciu și președintele Vasile Mustățea. Vicepreședintele Marciu a întrebat dacă există solicitări la Ministerul Dezvoltării pentru finanțarea unor lucrări începute în 2014, iar președintele Mustățea i-a răspuns destul de dur. Pentru anul 2016 avem solicitare și pentru sectoarele cuprinse în la Ministerul Dezvoltării pentru finanțare. Eu vă dau răspuns. Domnul Marciu, nu puteam distribuia, întrebarea a fost formală pe care a spus-o. Probabil ca să nu, că n-am avut material până acum, da. De unde formal? Dar știți că sunteți vicepreședinte și stați toată ziua la Ministerul Dezvoltării. Nu poți să pui un proiect pe fonduri europene dacă este sub un contract, decât dacă reziliezi contractul. Era logic. Deci, întrebarea a fost, dar să vă audă lumea că puneți întrebări aici. Vreți doi. Să nu mă jigniți? Dacă cer. Vreți să continuați, continuați. Dar am și eu contraargumente să vă jignesc. Deci, nu, dacă deschideți partida, eu pot să răspund. Eu vorbesc, ce s-a întâmplat în 2015? Eu vorbesc frumos. Atenție. Eu vorbesc frumos. Și eu la fel. Da? Dar nu mă jigniți. Și... Înainte de acest episod, proiectele de hotărâre pentru rectificarea bugetului și modificarea listei cu investițiile la drumurile județene nu au fost aprobate și chiar dacă nu a spus-o, președintele Vasile Mustățea a fost nemulțumit de acest lucru. Cu atât mai mult cu cât chiar vicepreședintele Cristian Marciu anunțase că grupul consilierilor PSD nu va vota respectivele proiecte.